prietene, aveam două variante de început ale emisiunii și după ce am cântărit suficient în ultimele 3-4 minute cu ziarele, sigur, la îndemână, am decis să atacăm totuși cu știrea mai importantă, este știrea zilei. Practic nu mai avem din acest moment decât alte trei momente importante de așteptare și le-aș numi obezitatea, fumatul, așa, să mă gândesc bine, și cred că litru de țuică. Deși ăsta cu litru de țuică o să vedeți că cel puțin parțial îl avem deja la dezlegare. Ei bine, fraților, această veste, practic, pe care o așteptam de când ne știm, este oficială. Sigur că vine de la cercetătorii britanici, pe care noi am mai pomenit în ultima vreme că ne-am luat cu alte prostii, dar în sfârșit este oficial, negru pe alb, consumul de alcool este sănătate curată. Pe un studiu serios de tot, pentru prima dată, Universitatea din Exeter l-a realizat, conform acestui studiu, alcoolul îmbunătățește memoria. Și nu lăsați-o pe aia cu jumătatea de pahar, paharul de vin roșu și așa mai departe, că ăla de fapt s-a demonstrat că nu era deloc sănătos, decât pentru o anumită categorie, ai probleme cu inima, nu poți să bei seara un pahar de vin roșu că te-ai curățat. Ceea era o tâmpenie, să bei însă ca porcul, da. Și o să vă dau imediat amănunte. Acest studiu realizat pe 88 de persoane, bine alese acestea, au primit sarcina, persoanele respective, să studieze și să învețe anumite cuvinte. După asta, subiecții au fost împărțiți în două grupe. Și li s-a cerut să consume cât alcool doresc sau să nu consume deloc, dacă așa vor. Ziua următoare s-au reluat activitățile, iar cei care au consumat alcool în seara precedentă și-au amintit mult mai multe din cele învățate cu o zi mai devreme. Deci aveți examen a doua zi, învățați, să zicem, până la 8 seara, după care beți ca porcii până spre 4-5 dimineața, dormiți câteva ore și când vă treziți, sunteți net superior celor care s-au culcat cu suzeta sau cu degetul în gură, consumând un pahar de iaurt sau de apă plată. Cercetătorii britanici au subliniat că efectele pozitive ale consumului de alcool sunt limitate și că trebuie luate în considerare și consecințele negative pe care consumul excesiv de alcool le produce asupra memoriei și sănătății mentale și fizice. Asta însă pe un termen lung, bineînțeles, adică e logic că orice uzează. Să știți că și dacă mâncați în fiecare seară câte un chil de căpșuni, tot vă veți curăța. Veți muri până la urmă de ciroză, pentru că aceste căpșuni, bineînțeles, sunt interzise, de fapt, consumului, sunt date cu tot felul de porcării. De altfel știm lucrul ăsta de la cercetătorii ruși, l-am aflat. Ei au descoperit primii sau ei au făcut public această chestiune, că absolut orice fruct care se consumă fără a-i fi curățată coaja, aici inclusiv căpșunile, zmeura, afinele astea care se mănâncă cu totul, da? Este nociv pentru organism, întrucât orice fruct, fie că e mare, mic, fie că e adus de aproape sau de departe, dar este comercializat undeva, este dat cu ceva ca să reziste mai mult. Nu există fruct decât dacă l-ai din pădure sau de la tine din grădină, dacă l-ai găsit pe piață, adică în galantar sau în lădiță, inevitabil este dat cu ceva. Aceste substanțe nu sunt folositoare, împotrivă, sunt nocive. Deci niciun fruct nu este sănătos dacă îl mănânci ca atare. De aia se recomandă să cureți orice. În ziua de astăzi, evident, fructele din import, 99% sunt așa. Pentru că ele n-ar rezista dacă ar veni de la distanță, noi aducem fructe din toate zonele lumii. Deci de asta spun, pe că la alcool este mai puțin recomandat să beți și sticla. Dacă beți doar conținutul ei, în principiu n-are ce să vă afecteze. La studiu au participat 31 de bărbați și, atenție, 57 de femei, vârstele fiind cuprinse între 18 și 53 de ani. Sub 18 ani nu este consumul de alcool legal și atunci sigur că nu se putea face studiu. Dar ca să încheiem această știre, care sper să aibă efect în viitor asupra națiunii, m-am gândit din primul moment la vasluieni. Vă dați seama că vasluiul ar trebui să obțină această zi de 26 iulie drept o zi
de sărbătoare. Păcat că n-au ce să studieze. Asta e problema. Ei beau, 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 dar pe mațul gol, da? Și pe spiritul gol, aș putea să spun, pentru că acolo ce să studiezi înainte de băutură? E la fel valabil și în Teleorman. Marea majoritate, până la urmă, a județelor țării, ce să studiezi? Dar acolo unde se mai învață, sigur, prin biblioteci, pe la universități, acolo, sigur că băutura era oricum invitată, era, făcea parte din pachetul respectiv, dar acum poate că va fi luată și mai serios în calcul consumul excesiv. Bineînțeles, normal, nu o să vă duceți să beți două damigene de vin într-o seară. Dar puteți să beți un litru, da? Puteți să beți o jumătate de litru, care era până acum considerat extrem de mult, adică patru pahare de vin peste consumul care era acceptat. E bine, iată că aceste studii care dau peste cap tot ce se știa în anii 70-80 nu fac altceva decât să ne dea apă la moară. Eu sper că în curând să se spună, să vină în sfârșit și verdictul ăsta legat de obezitate. Dom'le, cel mai bine este să ai cu 100 de kg în plus față de normal. Sau să mănânci un porc la masa de prânz. Da? Micul dejun să nu mai existe, să se desfințeze, adică toate ideile astea preconcepute, că e bine să mănânci de dimineața, nici un obez nu mănâncă la micul dejun. Obezul mănâncă noaptea, bineînțeles, și nu mai mănâncă nimic după aia până a doua zi la prânz, uneori sare și peste prânz, și iar începe după aia treptat să mănânce ca un porc, începând cu după amiaza și toată seara mănâncă să se depună pe el. De asemenea, e posibil să vină și legea aia, studiu, de fapt, care până la urmă să strânească și o lege, legat de asta cu fumatul. Da? Și aici să se spună că 4-5 pachete pe zi este aur curat. Da? Sau cine știe ce să vă mai descoperi legat de toate produsele astea, dulciuri în exces este iarăși mană cerească, îți dă o sănătate de fier, cu cât mai mult zahăr, cu cât mai multă sare în mâncare. E posibil să auzim și astfel de lucruri în viitor, pentru că și omul se transformă. El nu mai este la fel ca cel de acum 40-50 de ani, deci este normal ca consumul de legume și de fructe, zic și eu la un moment dat, să fie proscris. Pentru că vă spun, astea sunt mai nocive decât băutura de calitate. Este limpede. Da, fără să facem noi aici apologia lucrurilor așa zis interzise, dar cu siguranță că nu este sănătos un astfel de regim în ziua de astăzi. Era foarte bun în anii 70-80, chiar începutul anilor 90 poate, dar de atunci s-a degradat. Astăzi totul este o afacere, totul e căpătuială, nu mai există calitate. De altfel, fructele și legumele nu mai au de mult gust. Nu înțeleg cum ar putea ele să-l facă pe om să trăiască mai mult și mai sănătos. Mergem mai departe la un alt subiect care este și el, bineînțeles, pe buzele tuturor, și anume cheltuielile statului român pentru investiții. Un major subiect pe care, sigur, l-a abordat și Partidul Social Democrat în campania electorală, dar iată că după primele 6 luni ale anului, că așa se face bilanțul, adică 30 iunie inclusiv, au scăzut aproape la jumătate investițiile față de perioada similară a anului trecut. Datele sunt oficiale, sunt de la Ministerul de Finanțe. Efectul scăderii dramatice a investițiilor în proiecte se vede și în piață, unde tot mai multe firme reclamă lipsa marilor lucrări de infrastructură. Statul sigur că nu are această anvergură, nu are această capacitate, nu are ramificațiile necesare ca să investească cu cap în infrastructură, unde într-adevăr îți trebuie mai mult decât pupincurism, mai mult decât populism. Da? Și atunci sigur că la noi cheltuielile cu investițiile au fost sacrificate în detrimentul cheltuielilor cu salariile și cu asistența socială, care sunt mult mai ușor de abordat. Asta demonstrează că deși PSD-ul părea să vină la guvernare pe termen nelimitat, adică atât de covârșitoare a fost victoria sa, încât se putea spune, domnule, ăștia sunt aici pour très longtemps. Da? Cum spune americanul la Marseille.
Nous sommes ici pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans. Da? Adică atunci când unii încep să se agite că, domnule, de ce nu s-a transferat mai mult, el vine și spune, domnule, n-am venit ca să stau un an sau doi, am venit să stau 20 de ani. Deci am timp să construiesc. E, așa am crezut că va face și Partidul Social Democrat. E bine, nu. Da? Acesta este un prim semn net și oficial că, de fapt, PSD-ul nu e aici decât pentru mica ciupeală. Pentru o căpătuială de asta simplă și ridicolă. Da? Deci este, iată acum, datele fiind oficiale, posibilitatea pentru oricine, orice editorialist, orice analist, orice realizator de emisiuni, să ia în sfârșit la bani mărunți pe prostănacii ăștia. E clar că dacă tu ai redus investițiile, iar în infrastructură, sigur, avem rezultatul, îl cunoaștem, vedem în fiecare zi, dar acum sunt datele astea totuși centrate pe o jumătate de an, nu faci progrese, e clar că tu nu ai viziune. 6 luni totuși este un termen în care puteai să miști ceva, puteai să începi niște lucruri. Pe mine nu mă interesează salariile și asistența socială. Asta nu este România de poimâine. Asta este România de astăzi după amiază. Da? Eventual de astăzi seară. Ei joacă la mica ciupeală, da? Și încearcă să-și obțină pe termen scurt, om vedea noi ce mai fi și mâine, dar deocamdată să ne asigurăm spatele cu niște manipulabili din ăștia, pe care sigur îi prostim pulimea, cum spunea Sorin Oprescu. Da? Ăștia sunt în atenția guvernării. Sigur, nu-i, nu-i o premieră, dar încă o dată spun. Noi credeam că acest eșec al alegerilor legislative, da? Eșec, sigur, pentru națiune, va fi marea victorie a PSD-ului și că ei se vor instala în spatele acestor rezultate temeinic de tot. Pur très longtemps la guvernare, nici vorbă. Sigur că în ritmul ăsta nu poți să o duci așa de mult. Nu îi ducea însă capul. Pentru că dacă i-ar fi dus, ei nici măcar nu se uitau la chițibușăriile astea sociale. A trecut timpul populismului de genul ăsta, îți dau 5 lei la salariu. Știți de ce? Adică dacă nu știți, vă spun eu de ce. Deci pentru că dacă faci investiții, sigur, infrastructura fiind în România punctul sensibil și acolo avem mari întârzieri, deci ar trebui să recuperăm pe repede înainte. Deci investiții în infrastructură, asta evident ar duce la creșterea economiei și ca să punem niște puncte de suspensie că nu le putem enumera pe toate, inclusiv la puterea de cumpărare. Deci totul s-ar duce în sus. Crearea de locuri de muncă, bineînțeles, care are, trebuie să fie un obiectiv al oricărei guvernări și așa mai departe. Dar dacă tu începi de jos, chiar de la minus 1, sau te duci de la 0 spre minus 1, cu salariile și cu asistență socială de tip românesc, că nu vorbim aici de salarii europene, sau de ce știu eu ce asistență socială, e clar că tu nu țintești obiective majore. Ori dacă nici guvernarea asta, care s-a lăudat că va schimba România din temelii, n-are obiective majore, atunci mă tem că am încurcat-o. Și vedeți că din urmă nu vine nimic. Partidul Național Liberal, care am povestit 2 seri la rând, își creează un guvern fantomă în spatele actualului guvern, cel care se înjure doar de după ecran, de după cortină, ați văzut că și acolo deja există ciondăneli pentru pozițiile alea care deocamdată sunt doar iluzorii, n-au nicio legătură, absolut nicio legătură cu realitatea și mai mult ca sigur că nu vor fi aplicabile în următorii ani. Dar ei așa în perspectivă s-au jucat și ei, da? De-a făcătorii de lumi noi și au trecut niște nume acolo. A, și pentru alea au început să se certe. E clar că și un astfel de partid, cu un astfel de șef și cu astfel de oameni, că vi-am citit, sunt niște nulități acolo, nu vor avea niciodată ca obiectiv modernizarea României. Am tot povestit, da? E vorba de infrastructură rutieră, feroviară, de aeroporturi, de infrastructura portuară, fluvială, maritimă și așa mai departe, care au bătut pasul pe loc într-un ritm incontestabil de 30 de ani aproape. Da? Deci este lamentabil ce se întâmplă, dar aceste cifre, iată, ne ajută din plin. În prima jumătate a acestui an, sub guvernul PSD-ALDE, condus de Sorin Grindeanu,
cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, a fost de 6 miliarde de lei, adică 0,7% din PIB, în timp ce anul trecut au fost de 11 miliarde de lei, de diferență de 5 miliarde de lei, adică de 1,5% din PIB. Este pentru prima oară în ultimii 5 ani, când diferențele de la an la an sunt atât de mari la cheltuielile de investiții. În aceeași perioadă, deficitul bugetar a crescut de la 3,9 miliarde de lei în 2016 la 6,3 miliarde de lei. Cifrele oficiale făcute publice astăzi confirmă o realitate economică reclamată de actorii economici în ultimele luni. Guvernul a înghețat practic toate marile proiecte de infrastructură, rutieră, feroviară, energie, sportive și așa mai departe. Tot mai multe companii de construcții, atât de la noi cât și străine, își văd planurile de afaceri afectate de tergiversarea lucrărilor deja antamate sau de întârzierea licitării unor noi proiecte. Sigur că s-ar putea spune, păi de asta l-a dat afară pe Grindeanu. De asta vor acum să-i taie și capul. Caută prin munți, ați văzut, să-l prindă, să-l execute. Ei bine, e doar o amânare, e doar o tragere de timp. Asta nu înseamnă că noul guvern, guvernul Tudose, care deja se poate felicita că a rămas în funcție și sunt șanse, spun anumite surse, să o ducă până la sfârșitul lunii iulie, mai sunt câteva zile, săptămâna viitoare trecem deja în luna august, deci s-ar putea să ajungă guvernul Tudose chiar până la toamnă, cine știe. Deci pentru el asta e să mai bifeze câte o săptămână, câte o lună, nu să facă performanță, chiar dacă mi-a trecut și pe mie pe la urechi, probabil că și unii dintre noastre au auzit, ar fi lăudat în ultima vreme Mișu Tudose. Au început unii să-l laude, căci că e atât de căpos, încât chiar și în fața lui Liviu Dragnea îndrăznește să stea drepți, în loc să-și plece capul cât mai repede, așa cum părea la început inevitabil. Adică cine era Mișu Tudose să pună probleme. Dar sigur că astea sunt doar niște zvonuri gratuite, sigur că el nu face absolut nimic, așa se spunea și despre Grindeanu. E capabil că uite că o să încerce, că și până la urmă ați văzut cum a sfârșit guvernul lui. Vorbim un pic despre Relu Fenechiu, fostul ministru al transporturilor, care se pregătește și el să iasă de la pușcărie, în curând nu o să mai avem pe nimeni. Deși ieri venise vestea că Nicușor Constantinescu mai stă. La el deocamdată magistrații sunt inflexibili, iarăși a băgat-o pe aia cu cancerul. Știți că el are un tunel în interiorul burții, are într-adevăr o burtă imensă, cât acvariu de la Monte Carlo, dar în interiorul ei este un tunel, un săpat, un tunel în stâncă, cum ar veni,